Asociația Prematurilor a dat startul caravanei pentru monitorizarea gravidelor și a mamelor cu risc. Astfel, în perioada septembrie 2019-februarie 2020, au fost monitorizate gravidele din 12 localități din 5 județe ale țării. Din județul nostru au fost monitorizate gravidele din Spanțov, Gălbina și Modelu. Consultațiile s-au desfășurat în cabinetele medicale sau dispensarele din localitățile vizate cu ajutorul medicilor de familie, asistenților comunitari și mediatorilor sanitari și al primăriilor care au pus la dispoziție spațiile aflate în administrarea lor. În total au fost efectuate 226 de controle pentru 193 de gravide din comunități defavorizate care au beneficiat de control al sarcinii și ecografie de specialitate în funcție de gradul de graviditate în care se aflau. 33 dintre ele au beneficiat de control de câte două ori, cele mai mult multe dintre gravide, beneficiare erau în trimestrul 3 de sarcină și au născut până la a doua vizită a caravanei în localitatea lor. Limitele de vârstă pentru beneficiarele caravanei au fost între 13 și 43 de ani, cu o medie în jur de 22-23 de ani, dar gravide care se aflau deja la a treia sau a patra sarcină la această vârstă. Au fost înregistrate cazuri particulare precum gravidă de 31 de ani care era deja bunică, femei care au născut primul copil la 12 ani, 10 cazuri de gravide cu vârste între 13 și 14 ani, gravide minore de 16-17 ani aflate la a doua sarcină sau a treia sarcină. 70% din gravidele consultate se aflau la prima ecografie, chiar dacă nu erau la prima sarcină. 80% dintre gravidele beneficiare ale proiectului au abandonat școala înainte să finalizeze ciclul gimnazial, multe dintre ele fiind chiar alfabete și aveau nevoie de sprijin pentru a înțelege ce scrie în fișa medicală sau pe rezultatul ecografiei. În total, la nivelul județului nostru, au fost monitorizate 29 de gravide, după cum urmează, 12 gravide la Spanțov, 7 la Gălbinaș și 10 în Comuna Modelu.